Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod cu ghidul pentru survival. Eu sunt Nenea Colpir și astăzi vom face un nou episod, bineînțeles, episodul 20, deja am ajuns la 20 de episoade din această serie minunată unde v-am învățat câteva chestii despre Minecraft, câteva. Destul de multe, aș putea zice, și după cum vedeți am barba puțin mai mare, oare de ce? Pentru că am un nou skin, mi-am schimbat și culoarea părului, dar m-am vopsit, pur și simplu m-am vopsit, asta e șmecheria. Trebuie să aveți Minecraft cumpărat ca să puteți să vă schimbați skin-ul și toate nebuniile alea. Deci nu este nimic foarte wow. Bun. Un comentariu foarte bun și am uitat de chestia asta și îi mulțumesc cine mi-a dat comentariul ăla. Îmi pare rău că nu ți-am reținut numele. Dar dacă ai Fortune și culegi morcovii, cartofii sau wheat-ul, o să primești mai mulți morcovi. Fii atent. Acum, practic, am primit 5 morcovi dintr-o singură... Oh, stai acolo! Ia uite, mă, ce șmecherie eu voia să facă. Eu voia să-mi distrugă toate nebuniile astea. Deci, dacă aveți Fortune, dați cu el și culegeți morcovi și cartofi. Mulțumesc din nou că mi-ai amintit chestia asta ca să învățăm și pe oameni. Știam și eu de chestia asta, dar am uitat, frate. Da. Mă rog, foarte bun, foarte bun. Fortune 3, folosiți ca să faceți chestia asta, nu looting, ci fortune, da? Looting-ul merge pe sabie și fortune-ul merge pe pickaxe. Pe ce mai merge? Merge pe lopată și topor, cred, dacă nu mă înșel. Mă rog, hai să vedem cu cine ne mai întâlnim în seara asta. Ar trebui să plantez, nu? Hai că plantez și după vreau să mă întâlnesc cu niște endermeni. Oameni buni, de obicei eu nu mă bat cu monștri, nu e activitatea mea preferată. Mie îmi place mai mult să construiesc în jocul ăsta decât să mă bat cu monștri. Dar câteodată trebuie făcută și această chestie ca să obții anumite iteme de care o să ai nevoie în viitor. Și din nou, iarăși căutăm niște Enderman și sperăm să găsim ceva. Dacă găsim, bine, dacă nu, nu. Oricum, ideea este că nu mai vreau să dorm câteva seri, că data trecută v-am zis că... cum am zis? Am zis că vreau să vă arăt un monstru care vine dacă nu dormi. Dacă nu dormi noaptea în Minecraft, o să vină un monstru ca să te omoare. Da? E, și o să... Așteptăm să vină acel monstru iubit, dar cred că trebuie să mai stăm vreo 2-3 nopți fără să dormim în Minecraft și după o să vedem. Bun, hei, de ce am luat asta cu mine? Nu știu, dar e ok. Bun, hai să căutăm un Enderman. Enderman, unde ești, Endermanule? Bă, acasă nu cred că avem trandafiri de genul acesta. Avem trandafiri de genul ăsta? Știu că am luat odată, dar nu cred că am luat de ăștia specifici. Mă rog, hai să-l luăm cu noi ca să fie. Ce fac în momentul de față? Explorez puțin în caz de nu v-ați dat seama. A venit și ziua, între timp nu mai pot cu ăștia. M-a umplut de săgeți. Incredibil. Explorez să văd dacă mai găsesc chestii interesante să vă arăt. Dacă nu, nu este nicio problemă. Pentru că asta este. Tot te bă, spider prost. Avem alți vecini oameni buni. Ce pot să zic despre acești gușteri? Că nu prea mă interesează ceea ce vând de obicei, pentru că sunt destul de avansat. Poate doar la început. Și dacă tu lovești acest sătean, lamele o să te scuipe, pentru că asta fac lamele. E ca și cum m-am luat de stăpânul lor și chiar asta am făcut. Și o șmecherie foarte bună e că după ce le omori, îți dă și lead-ul, adică lesa, și cu lesa putem să tragem animale și nu numai. Ei bine, și gușterii ăștia, cred că, de fapt, lasă-i acolo să vedem cât de mult poate să stea. De obicei se despaunează, asta e faza, dar acum nu s-o despauna. Ce voiam eu să vă arăt, oameni buni, voiam să vă arăt o chestie. Am realizat că un bloc nu vi l-am arătat și vreau să vă învăț un bloc care s-ar putea să vă ajute dacă... Vreau să vă învăț un bloc. Da, vreau să vă învăț un bloc. O să înțelegeți imediat. O să avem nevoie de 1, 2, 3, 4 și dacă nu mă înșel de astea. Ia să vedem. Apăsăm pe ăsta și se cheamă blocul composter, da? Luăm un composter. Ei bine, dacă noi punem un composter aici
Și să zicem că avem foarte, foarte multe prostii de care nu mai avem nevoie. Da? Uite, de exemplu, la ferma noastră de... Păi, numai din astea am putea să aruncăm. Uite, avem foarte multe semințe de care nu avem nevoie. Hai să vedem dacă se poate și asta cu poison, că toate nu mi-amintesc dacă se poate, da? Hai să vedem. Poison potato. Pe care că dacă îl mâncați, uite, vă arăt imediat ce face poison potato. Nu-l mâncați niciodată. Ce s-a întâmplat? Așa, frumos? Frumos? Nu prea, nu prea e frumos. Îți dă un poison de câteva secunde. Acum îmi apar din nou toate achievement-urile pentru că pur și simplu îți cu alt cont, practic. Ați înțeles voi. Bun, și dacă dăm click drag, nu merge cu ăsta. Ok, ok. Sigur nu merge? Sigur nu merge. Deci ăștia puteți să-i aruncați la gunoi, n-aveți nevoie de ei. Dar să zicem că aveți foarte multe semințe de care pur și simplu nu mai aveți nevoie. Le puneți aici, dați click drag-ta în continuu. Și ajungeți până aici, se face chestiuța asta, după dacă mai dați un click, adică dacă mai puneți o semință, o să primiți bone meal. Și cu bone meal, după cum bine știți, puteți să creșteți alte semințe, puteți să faceți chestii de genul acesta. Ia, uite aici nu prea. Pac, avem floricele, chestii, nebunele, știți ce face bone meal-ul, da? Perfect. Ei, și în composterul ăla tu poți să pui și gres de genul acesta, dacă vrei, poți să pui și fărnuri, poți să pui și ciuperci, poți să pui și frunze, poți să pui toate chestiile verzi, să zicem, știi? Și din bone meal-ul ăsta, cam asta faci cu el. Și ca să fie o metodă mai eficientă, să produci mai mult bone meal, să nu stai tu cu click dreapta ca nebunul, să stai acolo și să pierzi timp, poți să faci o chestie de genul acesta. Așa, facem un chest, îl punem aici, ne mai trebuie un hopper acum, deci mai facem încă un chest, în total vreo 3 chesturi vă trebuie. Așa, punem ăsta aici și mai facem un hopper, nicio problemă, avem destul fier, avem o grămadă de prostii la noi, nașpa inventarul să fie așa. Și dăm shift click ca să se ducă toate chestiile aici, da, bun, și acum dăm click dreapta pe hopperul ăsta și aruncăm tot ce nu o să mai avem nevoie, cum ar fi asta, da? E, și încetul cu încetul aici se duc toate, ați văzut? Așteptăm, ne uităm frumos cum crește, bam, 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 și se duce bone meal-ul aici, știi? Și uite așa facem rost de bone meal. Așa, și încă o chestie, dacă tot am o trandafire ăștia, voiam să vă arăt, că dacă tu vii aici, click dreapta și dai cu bone meal, hai să facem niște bone meal acum, dai click dreapta cu bone meal, ați văzut, ați primit încă un trandafir, încă un trandafir, încă un trandafir. La toate florile care sunt de două blocuri înălțime, poți să faci chestia asta. De exemplu, dacă punem o floare de un singur bloc înălțime, nu o să meargă chestia asta. Dar este bine că putem să facem la floarea soarelui, la liliac, la mai multe nebuneli de genul acesta și da. E destul de șmecher, e destul de șmecher că după putem să creăm și culori din ele, după cum vedeți. Și ia să lăsăm una aici, care arată mișto. Mai punem una aici. Și... I don't know. Mai punem așa, random. Că de ce nu? De fapt, lasă asta. Ajunge, ajunge. Bun. Hai să vedem. Hai să vedem cum decurge treaba. Aici, că îmi place. Ia. A, da, și am scos ăsta. Și dacă l-am scos, îl punem, uite, în locul ăsta. Și vă zic și de ce. Pentru că se potrivește cu... am uitat cum se cheamă asta. Cum se cheamă asta? Cum se cheamă? Zizi, brewing stand-ul. Exact, exact. Se potrivește cu el. Punem apa aici și când o să avem nevoie, folosim. Bun, perfect. Acum iarăși am inventarul full. Nu-mi place. Oameni buni, am văzut 2 Enderman. Putem să-i batem în modul acesta. Sunt mai multe moduri, v-am mai zis. Adică ori îi bați așa, dar faza e că se mișcă cam ciudat, ori îți faci un acoperiș deasupra capului de două blocuri înălțime și ei nu o să poată să intre pentru că sunt foarte înalți. Da? Uite, putem să mergem repede, repede acolo, să ne batem cu ei, dar putem să continuăm aici. Vino încoace, mă! Vino încoace! Da, și am zis asta sau n-am zis asta? Ei poate să-ți ia blocuri din casă sau de pe lângă casă, dar de obicei iau blocuri de dirt acești nebuni și cred că mi-au luat din stâlpul meu. Da, mi-au luat din stâlp, ăștia vor să mă dărâme. Incredibil. Hai că ăsta a murit, nu da nicio perlă din păcate. Hai, mori. Nu este cea mai eficientă metodă. Cea mai eficientă metodă este să stai la două blocuri înălțime, da?
Să-ți faci un acoperiș, asta voiam să zic. A, hai, mori și tu. Și... Ce m-o sopat nebunii. Da, avem două perle, e bine. Încetul cu încetul strângem. Trebuie să facem rost. Și... După ce termin chestia asta, după ce mă bat puțin cu monștrii, adică cu Enderman, cam asta caut eu, vreau să facem o fermă de pumpkin, pentru că a trecut foarte mult timp și eu nu v-am arătat cum se face o fermă de pumpkin folositoare. Au, guștere, dă-te de aici, că am văzut doi Enderman. Hai, băieții mei, veniți aici. Erau doi, au venit doar unul acum, serios. Hai, de unde ești? Și de exemplu, dacă există o problemă și te... Uite-mă că a luat blocul ăla. Dacă există o problemă și... Să zicem că rămâi fără HP, fără viață, poți oricând să pui o sticlă de apă, o găleată cu apă și ei o să teleporteze și tu stai în apă. Păi, dar du-te mă odată! Incredibil. More, dă-te! Bun, perfect. Și nu o dropa nicio perlă. Super, mulțumesc, domnule, mulțumesc. Și cel mai recomandat este să căutați în câmpie, pentru că în câmpie găsiți foarte mulți monștri, nu este luminat și mult mai ok, că dacă te duci într-un... dacă te duci în pădure, e mai greu de luptat, sincer să vă zic, așa că ăsta e sfatul meu. Dacă vreți, puteți să-l luați în considerare, dacă nu, nu este nicio problemă. Oh, un zombie villager. Bă, oare e ăla care a murit, săracul? Mi-e milă de el. Bă, zombie villagerule, hai vină cu mine. Hai că am un loc foarte bun. Putem să transformăm un zombie villager înapoi în villager, oameni buni. O să vă învăț eu cum. Oameni buni, e greu de manipulat pentru că mai sunt și alți zombie pe lângă și nu vreau... I-am dat puțin damage lui gușterul ăsta și nu vreau să se întâmple asta. Nu! Nu, 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 nu. Du-te mă de aici, mă, creeperaș, mă. Mă, creeperaș, mă, de oraș. Vreau să aduc acel zombie și dacă nu... Oh, shit. E grav că vine ziua, nu de alta. Și... O să vină ziua și o să topească. O să topească, o să ardă. Și nu știu cum să fac decât să-l țin în apă. Există o fază să îi dau... Nu, no, nu cred că o să putem să-l salvăm. Pur și simplu nu cred că nu se mișcă de acolo. Du-te mă de aici. Așa. Și dacă îl ducem puțin mai încolo, încercăm să-l împingem, chiar dacă ne dă damage, o să se transforme în drowned. Ah, shit, man! Voiam să vă învăț ceva interesant, dar nu se poate cu proștii ăștia. Sunt prea proști. Ai auzit? Ești prea prost. Du-te de aici, du-te de aici. Nu mai am nevoie de tine. Oameni buni, dacă lăsam acolo se transforma în drowned și nu mai aveam nicio șansă să-l transform înapoi în villager. Ideea e că când e zombie villager poți să-l transformi în villager dacă dai o poțiune și un măr de aur. Dar dacă este prea departe de casă și n-ai nicio cască la tine ca să... Tu poți să-i dai o cască acelui sătean ca să nu ia foc când vine ziua, știi? Dar, n-am fost pregătit pentru așa ceva. Eu căutam Enderman care să-mi dea perle și m-am bătut cu unul și nici măcar nu mi-a dat o perlă. Mă rog, hai să mergem să facem o fermă de pumpkin. Și bine ați venit la Colpir Fermierul. Eu sunt Colpir Fermierul și astăzi o să vă învăț cum să faceți o fermă de pumpkin. Nu este greu absolut deloc, pur și simplu... Trebuie să... Uite, de exemplu, o să facem aici o portiță, da? Hai să zicem că facem o portiță aici, o să punem asta așa. Și ce trebuie să știți la o fermă de genul acesta? Ei bine, vă trebuie apă, exact cum vă trebuie la cealaltă cropuri. Și trebuie să faceți ceva genul ăsta. Stai să mă gândesc care e cea mai bună metodă. Hai să zicem că e o metodă de genul ăsta. Să zicem? Să zicem, hai. Nu am gândit-o prea mult, dar nu-i bai. Așa. Punem apă. Super, super. Și acum facem așa. E, stai că aici trebuie înlocuit dirt-ul ăsta, pentru că nu este bun. Hei, plouă, super. Sper că sunteți bucuroși că plouă, oameni buni. Eu nu sunt. O altă chestie destul de mișto. Dacă tu nu ai apă și plouă, terenul este în
hidratat, orice ar fi, ceea ce e mișto. Bun, 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 bun. Deci nu o să ne trebuiască peste tot să fie... Ia uite, de exemplu aici noi nu avem nevoie să fie arat terenul. Așa, și lăsăm doar pe partea asta până aici. Și la fel și pe partea asta. Pac, pac, super. Și acum plantăm. Și tot ce o să se întâmple... Uite, așa am plantat, frumos. Astea o să crească și după pumpkin o să crească pe partea asta sau pe partea asta. Dar aici o să forțăm să crească doar pe partea asta. Ceea ce e destul de ok, părerea mea. Și la fel putem să forțăm și pe partea asta. Adică punem gard aici și o să crească doar pe partea asta. Pentru că un bloc de genul acesta... uite, dacă eu plantez... Unde dracu să arăt? Așa. Dacă eu plantez aici, după ce a crescut mare semința asta de pumpkin, poate să crească pe partea asta, pe partea asta, asta și asta, da? Dar tu poți să manipulezi cum să funcționeze această fermă, da? Deci totul depinde de voi și acum putem să luăm niște gard și să acoperim zona asta să nu ne deranjeze, da? Așa că mă duc să fac gard. Și asta ar trebui mutat, că ați văzut cum sar zombii? Nu-mi place, nu-mi place, ar trebui mutat. Putem să oprim ploaia dacă ne culcăm seara, bineînțeles, dar din păcate nu vreau să fac chestia asta, nu vreau să mă culc în seara aceasta. Și știți bine de ce, pentru că aștept să mă întâlnesc cu acel monstru de care v-am povestit și da, va trebui să stăm calmi, da? Bun, și dacă vrem să grăbim procesul și vrem să-l grăbim momentan, ce putem să facem este să aducem bone meal și să creștem astea. Bun, acum hai să facem o sursă de apă infinită. Deci dacă avem apă pe blocul acesta, după punem apă în blocul ăsta și după dacă luăm apă de aici, formăm o sursă de apă infinită și putem să facem așa foarte repede. Și am luat niște lily pad-uri de pe... de la ferma de pescuit. Și gata, acum putem să mergem. Avem o folosință și pentru aceste lily pad-uri, ceea ce e mișto. Punem asta aici. Să punem și niște torțe. Va trebui să scoatem cumva chestia asta, că o să urce monștri și o să poată să distrugă. Sau animalele poate să vină aici și poate să calce pe asta și să distrugă. Și acum avem niște bone meal la noi și putem să grăbim procesul, după cum am zis. Uite așa. Super. 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 De ce avem nevoie de pumpkin? Poate vă întrebați. Putem să facem trade. Putem să facem trade cu sătenii aia și de ce nu să avem încă o nouă metodă de a face trade cu ei. Ce se întâmplă aici? De ce nu pot să dau... nu nimeream. Ok, am înțeles. Dacă vreți să omorâți Enderman pe timpul ploii, o să fie imposibil pentru că ei se teleportează în continuu, deci nu aveți nicio șansă, va trebui să se oprească ploaia și după să omorâți Enderman. Pur și simplu. La fel cum cresc dovlecii, așa o să crească și pepenele, harbuzul, cum vreți voi să-i ziceți. Și pur și simplu veniți și îl culegeți cu toporul, pentru că cu toporul se sparge cel mai ușor. Și gata, fraților, aveți pumpkin acum. Așteptați să crească din nou, din nou, din nou și tot așa o să aveți o mică fermă. Și cu pumpkinul ăsta puteți să faceți diferite chestii. Aoleu, ăsta e drowned. E drowned mic, o ieși din apă și avea și o scoică la el. Hai că da! Hai că azi ne-am luptat cu monștrii cât nu ne-am luptat niciodată, sincer să vă zic. Este absolut genial. Bun, lăsăm astea două aici și vreau să vă arăt ceva, oameni buni. Mergem jos. De fapt nu trebuia neapărat să mergem jos, dar e ok. Îmi trebuie un farfece, asta încerc eu să caut aici și nu știu dacă găsesc un farfece. Păi, de obicei aveam un farfece, dar nu știu exact unde. Nu-i nicio problemă, facem altul. Nu-i bai, nu-i bai. Pac, pac, am făcut ăsta. Hopa. Da. Da. Așa, și cu farfecele putem să facem o chestiuță. Dăm click dreapta. Ați văzut? Acum avem un pumpkin de Halloween, ceea ce e șmecher. Și am primit și semințe și eu n-am nevoie de semințe în momentul de față și îl aud pe unul care urlă pe afară. Și presupun că e tot drowned. Unde e ăla? Cine face gălăgie? Ha? Cine face gălăgie? Cine își permite?
Nu cred că tu, că tu faci. Uite-l, mă, drowned-ul. Mă, dar de unde ați ieșit atâția, mă? Ce e? Cu ce acolo? Spawner de drowned? Nu există, oameni buni, nu există spawner de drowned. Dar sunt nebuni gușterii ăștia. Așa, și ce poți să faci cu această chestiuță? Cu pumpkin-ul ăsta, cu tăiat de Halloween. Poți să-l pui pe cap, dacă vrei, și o să vezi ceva de genul acesta. Și atunci când te uiți la Enderman, Endermanii nu o să mai sară după tine, gen să te bată. Tu poți să te uiți în ochii lor și fără să vină să te atace, ceea ce e destul de mișto, dar tu nu prea vezi bine. Ok. Și o altă chestie pe care poți să o mai faci este să pui așa, pui o torță plus un pumpkin carved și primești un jack-o-lantern. Și acest jack-o-lantern luminează. Pur și simplu luminează și poți să ai un jack-o-lantern destul de mișto. Și da, asta e ideea. E o metodă de a lumina o zonă și rămâne luminat tot timpul, deci that's nice. I guess that is nice. Unde să-l punem așa ca amintire? Vedeți ce repede începe să crească acum? E mișto, hai să-l punem aici. Că acușa vine și Halloween-ul, e luna Halloween-ului, deci e bine. Bun, eu de obicei nu prea folosesc pumpkin-ul ăla să mi-l pun pe cap când mă bat cu Enderman, pentru că nu prea se vede nimica, părerea mea. Și nu știu dacă este așa de util, dar are o folosință, asta încerc eu să explic aici. Sincer să vă zic, credeam că nu o să mai dau de așa ceva, nu știu de ce, dar practic pe lumea aceasta nu am dat peste acești oameni nașpa, răi, năsoși. Seamănă cu niște săteni, dar nu sunt săteni, sunt niște pillageri, da? Nu villageri, ci pillageri și au niște arbalete care sunt mai puternice teoretic decât arcurile. Dacă nu pui enchant, dacă pui enchant de power 5 pe un arc, este mult mai bun. Ei, și vin după tine și băieții ăștia vor să te bată. Foarte important de știut, nu-l bateți pe ăla cu steagul. Ăla este liderul lor. Ei sunt niște patrule care se plimbă prin lume și pur și simplu o să vină și o să te caute, practic, ca să te bată pe tine. Și nu numai pe tine, pe săteni în mare parte. Ei bine, acum după ce i-am zis să nu-l bateți, puteți să faceți două chestii. Una la mână, să-i dați foc. Așa. Sau doi la mână, să-l omorâți. Dar după ce l-ați omorât, o să aveți un efect. Un efect numit Bad Omen, da? Și acest efect nu are un timp, pentru că este pur și simplu... Și am primit și stegulețul ăsta. Este infinit timpul acesta până când scap de el sau... Da, până când scap de el. Și sunt două modalități de a scăpa de el. Prima modalitate este să bei o găleată cu lapte, pentru că găleata cu lapte modifică. Găleata cu lapte vindecă orice efect. Că-i poison, că-i regenerare, că-i speed, că-i putere, strength și toate alea. Bun, și acum noi, pentru că avem niște vaci, putem să venim frumos, dăm click dreapta pe o vacă și am muls-o de lapte și avem lapte. Ei bine, dacă eu aveam Bad Omen-ul ăsta și mă duceam la sătenii mei frumoși acolo din sat, se provoca un raid, da? Un raid, adică, cum să vă explic eu, vin tot așa gușteri de aia, dar pe etape, da? Vine Wave-ul 1 și... O să fie mai ușor, după vine Wave-ul 2, o să fie puțin mai greu și o să apară și monștri mult mai greu de bătuți, vrăjitoare și toate nebuniile. O să facem un raid, dar mai încolo, dar eu zic să nu vă apropiați de niciun sat dacă nu sunteți bine pregătiți și aveți acest Bad Omen. Vă recomand să beți o găleată cu lapte și ați scăpat de efectul ăla și acum puteți să mergeți liniștiți în acel sat, da? Deci aveți foarte, foarte mare grijă cu acei pillageri, că sunt periculoși, mai ales când vin în grupuri foarte mulți și o să poată să-ți omoare și sătenii. Dacă tu nu ai satul protejat, dacă n-ai un zid, dacă nu ai pe lângă un zid, dacă n-ai, cum se cheamă, dacă nu-i protejezi să intre în casă și toate nebuniile astea, există șansa să-ți pierzi sătenii valoroși. De asta eu i-am protejat în modul ăla, după cum ați văzut, i-am pus
le-am pus blocuri de lemn ca să nu poată să atingă nici zombie, nici pillager, nici nimica, da? Bun, sper că v-am învățat chestia asta, sper că nu ați avut probleme cu ei până acum și dacă ați avut probleme, sper să nu mai aveți pe viitor. O să facem și un raid când mai vedem încă un nou grup de ăla de pillager. Cum se spawnează traderii aia, așa se spawnează și acei pillager. Oameni buni, cam atât au fost pentru episodul de astăzi. De fapt, stai. Hai să vedem seara, dacă vine seara, dacă apar acele fantome. Cred că ar trebui să apară acum, că e a treia seară sau a patra seară de când nu dorm. Ar trebui să apară. Oameni buni, sunt urmărit de acele fantome de care v-am zis. O să apară imediat, dar sunt urmărit de mai mulți monștri în momentul de față. Oh my god. Copile, intră în casă. Nu intră în casă, stai, ieși. Get the fuck out of here. Oh shit. Bun. Vreau să arăt fantomele alea. Dar iarăși plouă și am un noroc extrem de mare, ce pot să zic. Du-te mă de aici. Unde sunt fantomele? Da, nu le mai văd, ești nebun. Uite-le. Nu știu dacă vedeți bine, dar este o chestie care zboară. Ei bine și... Uite, hai să mergem acolo. Știu că e nasol pe ploaie, dar n-am ce să fac, nu-i vina mea. Oricum, dacă ne ducem acum și ne culcăm, acești monștri o să moară, știi? Dar uite ce o să facă ei. Ei pur și simplu se spawnează pe lângă tine și o să vină și o să te bată. Uite, vedeți cum vin? Pac! Mai greu de atins, mai greu de bătut, dar cu siguranță se poate. Și cu cât dormi mai puțin, să zicem că tu nu dormi de foarte multe zile, așa, o să vină și mai multe și o să te atace. Și o să se adune așa de multe încât o să fie mai greluț să le bați. Și aceste minunății de păsări. Du-te mă de aici. Așa, asta voiam. Îți dă membrana asta. Ei, și cu membrana asta poți să faci diferite chestii. Poți să faci ori o poțiune de slow falling, ori, din câte mi-amintesc eu, să repar elitra. Elitra este o chestie pe care o să o obținem la un moment dat. O să înțelegeți voi cândva. Bun, în sfârșit putem să dormim și să scăpăm de ploaie. Și vă zic de pe acum, mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Sper că ați învățat câteva chestii noi. Alea sunt păsările mișto, numite... cum le cheamă? Phantom, da. Să aveți o zi faină, nu uitați să lăsați un like, un subscribe dacă n-ați făcut-o până acum și să deveniți membri dacă doriți, bineînțeles. Eu am fost Colpir și ne vedem data viitoare. La revedere, oameni buni! Să aveți o zi faină! Sunt monștri, serios?